și Moldova. În primul rând, un subiect important care a fost prezentat a fost în ședința de azi planul de acțiuni privind punerea în aplicare a implementarea strategiei de dezvoltare regionale pentru perioada 2016-2020. Este un plan foarte destul de ambițios, un foarte important, care are întreagă susținere din partea Partidului Democrat, dat fiind că este o șansă pentru teritoriile, raioanele Republicii Moldova și prin acest plan, Partidul Democrat consideră că se va aduce o plusvaloare și o schimbare efective localităților din Republica Moldova. Acest plan prevede mai multe acțiuni ce ține de apă, de canalizare, ce ține de modernizarea și eficientizarea clădirilor. Este vorba de susținerea business-ului local, este vorba de susținerea anumitor acțiuni în domeniul turistic și multe altele. Suma totală în cadrul acestui plan prevede peste 7 miliarde de lei, suma care va veni din surse interne, dar și din surse externe. Mai mult referitor la punerea acestui plan în acțiune va fi comunicat din partea Guvernului, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, dar și din partea autorităților publice locale care vor fi antrenate în această activitate.